Vă invit să întoarcem acum la Marcu, capitolul 10, pagina Bibliei 975. Și vom citi de la versetul 35 până la 45. 945, Marcu, capitolul 10, versetul 35. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: Ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: Este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea. Și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau. Ceea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie și pe Iacob și Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: Știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Amin. Luați loc. Mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem, pentru timpul de rugăciune pe care l-am avut, pentru mesajul care l-am auzit. Și haideți acum să poposim puțin la textul acesta, pentru că într-o oarecare măsură ne privește pe fiecare dintre noi. Textul acesta atacă o problemă cu care fiecare dintre noi ne zbatem. Este vorba de domeniul acela al ambițiilor personale, ale dorinței de a fi apreciat, a dorinței de a primi onoare, a dorinței de a avea autoritate și cinste. Și textul nostru și situația ucenicilor, unică într-un fel, este cumva diferită de situația noastră, dar cred că în ziua aceasta, urmărind textul acesta, putem învăța și să avem în minte ideea aceasta că ambițiile acestea greșite, lucrurile pe care le dorim, nu sunt după voia lui Dumnezeu și nu fac parte din împărăția pe care Domnul Iisus Hristos, la care Domnul Iisus Hristos deja ne-a chemat, și împărăția cerească în care vom fi. Așa că haidem să urmărim puțin și să intrăm în textul nostru ca să ne aducem aminte de situația care era acolo. Și lucrul acesta, întâmplarea aceasta, s-a întâmplat spre sfârșitul activității de misiune a Domnului Iisus Hristos, în momentul și în drumul lui când se îndrepta spre Ierusalim ca să fie prins, să fie răstignit și așa mai departe. Este a treia oară când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor despre ceea ce va urma cu viața lui, ceea ce se va întâmpla. Dar ucenicii, ne spun alte evanghelii, că nu înțelegeau pur și simplu ceea ce se întâmplau, și în mintea lor și în tot ceea ce gândeau ei era faptul că Domnul Iisus Hristos este Mesia, urmează să instaureze o împărăție politică. În cadrul acestei împărății politice, ei vor avea un loc de cinste, o poziție de autoritate și vor cârmui toate lucrurile. Curios este faptul că Domnul Iisus Hristos nu neagă răsplătirile și nu neagă, să zic așa, lucrurile bune, pentru că noi și viața noastră care o trăim pe pământ, o trăim în nădejdea că într-o zi ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos și El ne va da o răsplată, nu-i așa? Avem în minte ideea aceasta de binecuvântare, de răsplată. Și în mintea ucenicilor întotdeauna a fost ideea aceasta, nu numai în mintea lui Iacob și Ioan, dar
toți erau preocupați și dacă vedeți, Marcu este foarte succint. Aceeași întâmplare, deci aceeași conjunctură, ne este prezentată și în Matei, capitolul 19, capitolul 20, după aceea este în Luca, capitolul 19. Sunt scripturile acestea paralele. Și la un moment dat, Petru îl întreabă și spune așa, atunci Petru, într-o conjunctură asemănătoare, spune, îl întreabă pe Domnul, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Gândul acesta de a-L sluji pe Domnul să primești o răsplată binecuvântată este bun. Numai că trebuie încadrat în voia și în planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le spune, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie ai măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și noi ne gândim acum, este oare o onoare, o poziție de autoritate mai mare decât aceasta? Închipuiți-vă în împărăția Domnului Iisus Hristos, apostolii să stea pe un scaun de domnie, să judece, să aibă toată autoritatea. Curios că toți au auzit lucrul acesta și toți se gândeau la răsplătirile pe care le va da Domnul Iisus Hristos. Numai că apare o mică problemă între ei, în sensul că din totdeauna Domnul Iisus Hristos, în marele lucrări pe care le-a făcut, vindecări, învieri din morți, cu ocazii speciale, a luat pe Petru, Iacob și pe Ioan. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, știți foarte bine, spune, tu ești Petru? Ești piatra pe care voi zidi biserica mea. Și când se apropiau de Ierusalim, ei se gândeau că atunci Dumnezeu, chiar dacă în mintea lor trecea lucrul acesta și Domnul Iisus Hristos le-a spus că Fiul omului o să fie răstignit, o să fie batjocorit, o să fie scuipat, o să fie dat în mâinile neamurilor, îl vor omorâ, dar a treia zi vor învia. În mintea lor, ei treceau peste lucrurile acestea și se vedeau și își închipuiau Mesia, împăratul, ei să domnească din punct de vedere politic și toată lumea să asculte de ei. Și curios lucru că sentimentul acela al iminenței împărăției mesianice pe pământ a fost așa de mare în mintea lor încât Iacob și Ioan, și ne spune în Matei că toți trei au mers la Domnul Iisus Hristos. Era mama, Salome, era Iacob și Ioan și în Matei ni se prezintă cererea pe care o exprimă mama, dar în realitate era dorința și cererea exprimată de Iacob și de Ioan. De ce a fost, să zic așa, îndrăzneala aceasta să vină la Domnul Iisus Hristos? Din Sfintele Scripturi, din scrierile paralele, din celelalte evanghelie, deducem că mama lui Ioan și a lui Iacob se numea Salome și se pare că era sora mamei Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos erau veri primari cu Iacob și cu Ioan. Și mama, bazat pe relația aceasta, merge la Domnul Iisus Hristos și le spune, știi ce, vezi ăștia doi băieți ai mei, unul și unul. Unul să stea la dreapta ta, unul să stea la stânga ta. Și primul lucru pe care vrem să-l deducem din povestea asta, care e și povestea noastră, este faptul că o poziție de autoritate nu se cere. Nu se cere. Și ucenicii, de ce nu se cere? Pentru că produce discordie. Și lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Ucenicii când au auzit că ei vor să stea unul la dreapta, unul la stânga, spune Scriptura că s-au mâniat toți. De ce s-au mâniat?
Pentru că și ei ar fi râvnit poziția aceea. Pentru că toți erau preocupați de ideea. Mesia, împăratul, stăpânire politică, autoritate, bogăție, ordine și așa mai departe. Și spune Scriptura că lucrurile astea erau ascunse de ochii lor. Deci nu pricepeau, cu toate că au fost împreună cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Ideea și toată învățătura din Vechiul Testament scotea din ecuația și din planul lui Dumnezeu suferințele, mântuirea adusă prin Domnul Iisus Hristos, neamurile să vie la mântuire și împărăția mesianică avea să vină cândva mai târziu. Dar în planul lor totul trebuia să fie acum, imediat să se întâmple. Și Domnul Iisus, uitați-vă la dialogul acesta, un pic neobișnuit. Doamne, vin ei. Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Nu zici dacă se poate, dacă e ok, vreau să ne faci ce-ți cere. Și Domnul Iisus, ok, ce vreți? Și el spune, dă-ne, a zis el, dă-ne să ședem unul la dreapta ta, altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta. Și ei gândeau că lucrul acesta se va întâmpla foarte repede. Și Domnul Iisus spune și le zice, nu știți ce cereți. În primul rând, o poziție de autoritate care implică ambițiile noastre personale, nu se cer, nu e ok să le cerem. În al doilea rând, trebuie să știm ce cerem. Și de multe ori noi cerem Domnului, din pornirile noastre firești, lucruri pe care noi nu ne dăm seama ce implicații vor avea în viața noastră și dacă sunt bune și potrivite pentru noi. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu știți ce cereți. Și continuă să spună în al treilea rând că o poziție de autoritate după cerințele lui Dumnezeu presupune sacrificiu, presupune un botez numit aici, îl deducem, botezul suferinței. Și știți, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, toate celelalte. În textul acesta este vorba de un alt botez, este vorba de botezul suferinței. Și Domnul Iisus Hristos le-a fost spus chiar înainte de suferințele care urmau să vină. Și zice, întreabă Domnul Iisus Hristos, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să fiți botezați cu botezul pe care îl beau eu? Și ucenicii au spus, putem. Și într-un fel, cu toate că cerința aceasta a fost puțin ne la loc, din inconștiență și din neștiință, am putea spune, are și episodul și cererea aceasta un lucru pozitiv în ea. Pentru că cererea aceasta, vrem să stăm când vei fi îmbrăcat în slava ta, arată o credință neobișnuită a apostolilor în Domnul Iisus, a ucenicilor în Domnul Iisus Hristos. Și Ioan și Iacov în mintea lor au crezut cu fermitate că Domnul Iisus Hristos va fi cel care este împăratul și Domnul domnilor. A știut și au crezut din toată inima că el va fi într-o poziție de autoritate, de glorie. Nu știau ei momentul când avea să vină, dar erau de plin încredințați de faptul că Domnul Iisus Hristos va fi încununat cu slavă, cu cinste, cu autoritate. Și ei vroiau să stea aproape, unul la dreapta și unul la stânga. Și lucrul acesta este pozitiv în acțiunea și în atitudinea lor, în sensul că au crezut pe deplin în Domnul Iisus Hristos, că este Mesia, Mântuitorul, trimisul lui Dumnezeu, împăratul, Domnul, care va domni pe pământ și în universul întreg. Ori credința aceasta și certitudinea aceasta trebuie să fie și a noastră. Și noi, la rândul nostru, trebuie să credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos, și noi știm din Sfintele Scripturi, că Domnul Iisus Hristos deja este
într-o poziție de glorie și autoritate la dreapta lui Dumnezeu. Pentru că el se roagă în grădina Ghetismani, dă-mi iarăși slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul întrupat și odată cu înălțarea sa, cu toate că poartă semnele acestea de fiul al omului, el este îmbrăcat cu glorie și slavă și este în poziție de autoritate. Numai că împărăția aceasta lui Dumnezeu are fazele ei și este, trăim încă în perioada bisericii în care oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, împărăția Domnului Iisus Hristos să se extindă și va veni vremea când Domnul Iisus Hristos va împărăți ca Domn și Mântuitor. Ucenicii vor avea locurile lor de răsplată și locurile lor de cinste. Și cei care au lucrat pentru Domnul Iisus Hristos și cei care L-au slujit pe Domnul Iisus Hristos vor fi toți răsplătiți la vremea lor, aleluia, la vremea noastră. Dar acum, lecția pe care trebuie să o învățăm noi este aceasta, că poziția aceasta de autoritate presupune suferință. Și erau dispuși pentru, gândeau ei într-un timp scurt, oare cât o să treacă? Cât vom avea suferit? Dacă trăim, e ok că la urmă ajungem unul la dreapta și unul la stânga și vom fi în poziția aceasta de autoritate. Și Domnul Iisus Hristos vede lucrul acesta și le dă ideea aceasta că orice poziție de autoritate, drumul spre mărire, drumul spre glorie, la care toți râvneau. Și noi am face bine să avem ideea aceasta, dar într-un mod biblic, într-un mod după învățătura Domnului și după exemplul Domnului Iisus Hristos și vom vedea mai la urmă. Dar trebuie să știm înainte de a cere una și alta și a dori lucruri care sunt într-un fel firești sau ambiții greșite, trebuie să ne dăm seama că drumul spre adevărata mărire presupune suferință. Și într-adevăr toți au luat și au băut paharul acesta al suferinței, cu excepția lui Ioan. Iacov a fost primul care i-a tăiat capul, care a vrut să stea aproape de Domnul Iisus, a fost primul martir din cei din ucenici. Ceilalți, absolut toți, normal, după înviere, după toate cele lucruri, celelalte lucruri, au înțeles menirea și scopul lor și toți au fost gata să bea paharul suferinței pentru Domnul Iisus Hristos. Și ideea că noi, ca și credincioși, trebuie să fim scutiți, trebuie să fim mai protejați, trebuie să fim mai deosebiți și ne întrebăm cum a fost și dimineață mesajul, de ce ei mai bine, eu mai rău, de ce eu care îl slujesc pe Domnul, mi se întâmplă una, mi se întâmplă asta, mi se întâmplă cealaltă. Și este greu să înțelegem că drumul spre răsplătirea adevărată pe care ne-o va da Domnul Iisus Hristos presupune suferință. Din cauza aceasta nu trebuie să fim tare amărâți, nu trebuie să ne pierdem nădejdea, pentru că acesta este drumul vieții și drumul spre răsplata pe care ne-o va da Domnul Iisus Hristos. Dar aici intervine aspectul omenesc și Domnul Iisus Hristos distinge și asta este frumusețea, pentru că Domnul Iisus Hristos vede dincolo de ceea ce vedem noi. Noi dacă am citit numai și n-am avea în continuare cuvintele Domnului Iisus Hristos, am zis că cererea este deplin justificată, ei stau cu Domnul, vor să-L urmeze pe Domnul, devotați să sufere pentru Domnul, de ce să nu și primească poziția de cinste și de mărire? Pe când Domnul Iisus Hristos, în stadiul în care se aflau atunci ucenicii, a văzut latura firească, latura omenească a naturii noastre pământești. Și imediat face comparația aceasta și Domnul Iisus le spune foarte clar în versetele 39, ok, puteți să beți paharul, îți veți putea, dar cinstea locului pe care va avea cineva la dreapta sau la stânga mea, nu depinde de mine, ci Tatăl din cer
a pregătit locul acesta pentru cine găsește el de cuvință. Și vedem imediat și am amintit lucrul acesta, cei 12, cei 10 care au mai rămas, ăștia deja cereau, ăștia s-au supărat, ceilalți 10 s-au supărat că uite, ăștia vor poziție, dar pe noi, noi unde suntem? Noi nu vom primi nimic? Și era firescul acesta care se vedea câteodată și în ucenici. Și Domnul Iisus Hristos i-a chemat la ei și le spune așa, știți ce se întâmplă în lume? Și spune, știți că ăia care sunt mari acum, și atunci erau împărați, erau dregători, care slujeau cu autoritate, dădeau ordine, dădeau pedepse, cârmuiau fără nicio problemă de cuget, omorau pe cine vroiau, lăsau pe cine vroiau, toată societatea era la discreția lor. Și spune, știți că cei care sunt cârmuitori domnesc, position of power, sunt în putere, de autoritate, dau ordine, dau mandate, nu discută, într-o poziție de autoritate. Își iau partea care li se cuvine, primesc, cer recunoașterea, închinarea și toate celelalte, cinstea care li se cuvine, așa în lume. Și Domnul Iisus li spune, și aici este marea transformare și marele răspuns la dilema aceasta, cum să ajungi la adevărata mărire și la adevărata cinste și cum să rezolvi problema ambițiilor personale rele. Pentru că s-a amintit tot de dimineață. Deci, ambiții sunt și dorințe bune, sunt lucruri care trebuie să le facem. Trebuie să ne sculăm cu un scop pe care îl avem în ziua respectivă, ne propunem să mergem la lucru, ne propunem să mergem la școală, ne propunem să realizăm una, ne propunem să realizăm asta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne învață lucrurile acestea. Trebuie să avem grijă de noi și vom vedea răspunsul la aceste lucruri și la aceste dileme. Nu că trebuie să stăm pasivi sau să nu avem nicio dorință, nicio ambiție. Sunt ambiții bune, dar sunt și ambiții rele. Ideea este să corectăm acele rele și să îmbunătățim lucrurile bune pe care Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să le avem, acele discipline, acele lucruri pe care Scriptura ne le arată că sunt în voia lui Dumnezeu și trebuie să fie urmate și trebuie să fim dedicați pentru lucrurile acestea, nu nepăsători, să stăm, să treacă azi, să vedem ce o fi mâine, ci să fim activi și să lucrăm pentru noi, pentru casele noastre, dar în primul rând pentru împărăția lui Dumnezeu. Și spune așa, între voi să nu fie așa. Și acum este marea schimbare. Dragii mei, noi suntem într-o altă împărăție. Odată ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, noi suntem într-o altă împărăție. Ucenicii încă nu știau bine unde și ce și locul unde se găseau. Și Domnul Iisus Hristos începe să le facă lumină și spune, ok, vreți poziție, vreți cinste și sunt câteva lucruri aici. Dar cinste, deci este o cinste, ei vorbeau, voiau cinste, să stea la dreapta, era o poziție de cinste și trebuie să recunoaștem. Cred că să stai la dreapta și la stânga Domnului Iisus Hristos este o cinste, e extraordinar de mare. Era vorba de cinste, după aceea spune de a fi mare, în sensul de a fi într-o poziție de autoritate și după aceea să fii cel dintâi, primul. Deci nimeni să nu fie înaintea ta, primul în toate. Deci era onoare, era să fii mare și era să fii cel dintâi. Astea erau, să zic, ambițiile rele. Și acum Domnul Iisus Hristos ne dă răspunsul ce înseamnă să fii mare, să fii onorat și ce înseamnă să fii cel dintâi. Și le spune, ok, sistemul lumii, lăsați-l deoparte, nu merge. În împărăția lui Dumnezeu, sistemul lumii nu merge. În împărăția lui Dumnezeu nu se lucrează așa. Lucrurile stau total invers. Și Domnul Iisus Hristos le spune și ne spune și nouă astăzi,
Dacă între voi, spune, dar între voi să nu fie așa, este o două împărății, ci oricare va vrea să fie mare între voi, ce să fie? Slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul vostru. Și când ajungem noi la regula asta și la condiția asta, imediat spune, știi ce? Lăsăm pe altul. Lăsăm pe altul, nu-i pentru noi. Să fii rob, să fii slujitor, tot încerci să slujești și să slujești și să duci și să taci și să rabzi și să ajuți, lăsăm pe altul. E mai bine, mai ușor. Dar în împărăția lui Dumnezeu, drumul spre onoare și drumul spre mărire, drumul spre glorie, tocmai pe aici trece. Și ne-am înșelat și ne-am amăgit singuri dacă ne închipuim că răsplătirile pe care ni le va da Domnul vor fi așa ușoare, pentru că suntem frumoși, pentru că venim la biserică, pentru că cântăm din când în când, mai predicăm din când în când și în rest ușor, ușor, ușor. Ideea pe care vrea să ne-o transmită cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta este că drumul spre gloria lui Dumnezeu presupune un pahar pe care trebuie să-l bei. Presupune să fii slujitor. Presupune să fii rob. Și veți vedea că ucenicii au înțeles atât de bine lucrarea și misiunea aceasta, pentru că tocmai așa au făcut. Deci după învierea Domnului Iisus Hristos, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, după pogorârea Duhului Sfânt, nu veți vedea pe nimeni zicând, eu, poziție, nu mai vorbeau de poziție. Rob și apostol, slujitor. Petru spunea, și eu un prezbiter ca voi. S-au vindecat odată ce au înțeles și au văzut lucrarea Domnului Iisus Hristos, s-au vindecat de toate aceste lucruri. Și bine am face să ne vindecăm și noi. Amin. Și acum, întrebarea care se pune, ce model vrem să urmăm? Și la sfârșit, Domnul Iisus Hristos încheie demonstrația aceasta, discuția aceasta, atât de benefică pentru ucenici și benefică și pentru noi, și spune așa, deci nu trebuie să vă uitați mult, nu trebuie să căutați mult, uitați-vă la mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Și spune așa, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-ți dea viața răscumpărare pentru mulți. Dragii mei, nouă nu ne trebuie multă, să zic așa, învățătură, ne trebuie învățătură și este bună învățătura, dar noi avem exemplul Domnului Iisus Hristos. Și când spune aici, când Domnul a venit să slujească, el însumează, nu numai că a slujit în împlinind nevoile oamenilor, vindecând și toate celelalte lucruri, învățând, care le-a făcut Domnul Iisus Hristos în perioada în care a slujit. Dar scopul și greutatea slujirii Domnului Iisus Hristos, tocmai o amintit-o el înainte de discuția asta, când le-a spus, ne suim la Ierusalim, fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă, ale cărturarilor, îl vor da în mâinile neamurilor, își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Și se pare că discuția aceasta, pentru că un pic mai înainte, spune așa, erau pe drum, se suiau la Ierusalim și probabil o călătorie la Ierusalim dura câteva zile. Aveau timp să discute. Nu sunt relatate tot dialogul care a avut între el. Realitatea este că probabil Domnul Iisus Hristos le spusese și le amintise de moartea sa și spune aici, Iisus mergea înaintea lor. Versetul 32. Și ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după Domnul Iisus Hristos.
Era marea dilemă. Domnul Iisus Hristos le spunea că moare, ei visau poziții de autoritate. Domnul Iisus Hristos spunea că o să fie omorât, ei se întrebau ce o să se întâmple cu cariera lor, ce o să fie cu situația politică a Israelului, cu influența Israelului în regiune și cu toate celelalte, cu pozițiile lor de prim-ministri. Erau tulburați și îngroziți. Și cu toate acestea, Domnul Iisus le repetă din nou ce se întâmplă, și cu toate acestea, Iacob și Ioan au venit la Domnul Iisus să ceară să unul să stea la dreapta și la stânga. Am înțeles, deci, ideea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos s-a dat exemplu pentru noi. Exemplu de trăire, exemplu de slujire, exemplu de suferință, și n-a fost nimeni care să poarte povara păcatelor. Ei au spus că pot bea paharul, nimeni n-a băut paharul pe care l-a băut Domnul Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost, hai să zicem noi, nice, a fost bun și a zis, o să puteți, o să beți. Dar nu a făcut comparația deloc și nu a făcut diferența între paharul pe care îl aveau să bea ucenicii și paharul pe care avea să bea Domnul Iisus Hristos. Pentru că între paharul pe care l-a băut ucenicii și l-a băut Domnul Iisus Hristos, aproape că nu se poate face comparație. Domnul Iisus Hristos a purtat poverile păcatelor omenirii întregi. Domnul Iisus a purtat agonia despărțirii de Tatăl, de gloria cerească. Nimeni n-a trăit ce a trăit Domnul Iisus Hristos. Este drept că ucenicii și-au dat viața pentru Domnul Iisus, dar știind prin ce a făcut și prețul pe care l-a plătit pentru ei. Dar între cele două pahare, paharul ucenicilor și paharul pe care l-a băut Domnul Iisus Hristos, aproape că nu se face comparație, pentru că ceea ce a plătit Domnul Iisus Hristos a fost sângele scump, sângele mielului, Dumnezeu coborât din cer, care a coborât la noi să plătească prețul nelegiuirilor noastre, un preț pe care Tatăl l-a stabilit și a spus că plata păcatului este moartea. Și nimeni nu putea să fie drept neprihănit și să poarte păcatele noastre și să fie o jertfă care să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos. Și paharul și exemplul de slujire al Domnului Iisus Hristos trebuie să ne umilească așa de mult, trebuie să ne smerească așa de mult, încât ori de câte ori ne vin așa gânduri de înălțare, ne vin gânduri de poziție, ne vin gânduri că noi am avea ceva în plus care trebuie să, una și alta, să ne pocăim și slujirea pe care trebuie să o facem și slujirea care duce la glorie și la onoare este acea slujire care presupune urmarea modelului Domnului Iisus Hristos. Și acum se pune întrebarea, ok, am auzit de ucenici, am auzit de cum, de situația respectivă, oare ce putem face noi? Pentru că noi suntem chemați toți să slujim, să fim robi. Și dacă de mici ne intră în minte că eu slujesc, nu cer, eu trebuie să dau, nu să primesc, asta înseamnă o atitudine de viață întreagă care ne va schimba în totalitate gândirea și viața noastră. Este important să învățăm copiii noștri că ei trebuie să slujească, nu numai să ceară. Amin. Este important să învățăm că ei trebuie să facă ceva practic în folosul celorlalți. Căci dacă cresc copiii noștri numai cu ideea că mie mi se cuvine și dacă e pentru tine, fă-ți tu, că eu nu sunt dispus să slujesc, nu sunt dispus să mă cheltuiesc cu nimic, va crește mare și va aștepta numai să îi se dea. Nu va avea acel, cum se zice, mindset, acea gândire, mintea aceea că eu primesc, dar trebuie să dau,
Și eu, la rândul meu, trebuie să slujesc. Și dacă puțin câte puțin conceptul acesta de slujire intră în mintea noastră, dragii mei, ne va schimba viața în totalitate. Și nu numai că ne va schimba pe noi, în sensul că odată ce slujești, există bucuria slujirii. Există bucuria unei munci bine făcute. Există satisfacția aceea a unui lucru pe care îl faci pentru altcineva. Și implicit lucrul acesta te împlinește pe tine. Și la rândul tău, odată dând, dacă toți cei din jurul tău și dacă toți frații vin cu ideea aceasta, că dacă toți dau, înseamnă că până la urmă primești și tu. Nu-i așa? Deci odată începând să slujești, automat ești câștigat și automat ai avantajele slujirii celuilalt și poți aprecia slujirea altuia. Din cauza aceasta, deci lucrul acesta începe în familie. Ce ați zice dumneavoastră dacă un soț vede că soția lui are nevoie de ceva într-un anume moment al zilei și fără să îi se ceară, vede nevoia respectivă și pune mâna și face lucrul respectiv și o ajută? Cum credeți că se va simți soția așa, când va vedea soțul slujind? Pentru că ea e învățată și surorile sunt învățate să slujească. Dar este vorba să învățăm și noi să slujim. Să slujești, să fii rob și lucrul acesta trebuie să înceapă, atitudinea aceasta a minții trebuie să înceapă în familiile noastre întâi. În relația cu copiii noștri, în relația cu soțul și soția și veți fi uimiți să vedeți ce transformări pot să aducă o atitudine de slujire. Și în cele din urmă veți constata că ați slujit puțin și ați fost slujiți mult. Amin. Atmosfera aceasta, atitudinea aceasta a minții, deci o putem transfera în domeniul bisericii și al domeniul relațiilor dintre noi. Și dacă venim numai cu ideea aceasta, nouă să ne slujească, nouă să ne slujească și noi nu suntem echipați cu gândirea aceasta duhovnicească, că și noi la rândul nostru trebuie să slujim. Cum credeți că ar fi biserica dacă toți am fi echipați cu un duc din acesta de slujire a aproapelui nostru? Că realitatea este, slujim puțin aproapelui nostru. Dar am vrea în dimineața aceasta, prin cuvintele și prin exemplul Domnului Iisus Hristos, în împărăția lui Dumnezeu sunt alte valori, în împărăția lui Dumnezeu sunt alte principii, în împărăția lui Dumnezeu cel mic este mare, cel mare este mic, cel smerit va fi înălțat, cel smerit, cel înălțat va fi smerit. Pentru că economia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, nu lucrează. Deci omenescul, firescul, nu lucrează și nu are răsplătire. Din cauza aceasta, în ziua aceasta, vrem să învățăm lucrul acesta și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o inimă de slujitor, o inimă de slujire. Cei care predică să predice cu mai multă dedicare, cu mai multă slujire. Cei care cântă și mulțumim Domnului pentru cei care cântă. Tinerii care lucrează și învață și dirijorii și toți ceilalți care slujesc să o facă cu bucurie și cu smerenia aceea că o fac pentru Domnul. Aleluia. Și când lucrăm pentru Domnul, după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, nădăjduim la răsplătire. Nădăjduim că va veni o zi în care ne vom întâlni cu Domnul și ne vom uita drept în ochii Lui. Și ne va fi binevoitor. Și ne va răsplăti. Și ne vom bucura atunci că am respectat, să zic, regulile și ceea ce trebuie să se întâmple în împărăția lui Dumnezeu.
Fie ca în ziua aceasta Duhul Sfânt să ne dea un duh de slujire la fiecare dintre noi, să începem în casele noastre cu relațiile pe care le avem, să terminăm în biserica aceasta și fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu nădejdea aceasta, că într-o zi vom fi împreună cu El și ne vom bucura o veșnicie împreună cu Domnul Iisus. Domnul să ne ajute. Amin.